bine v-am găsit, sunt Lucia Cujbă și vă prezint știrile publica.md. 33 de radare instalate în 8 intersecții din capitală nu fixează depășirea vitezei deja de 2 luni. Informația a fost confirmată pentru Publica TV de Centrul Unic de Monitorizare a Traficului Rutier. Legislația prevede că aceste dispozitive trebuie să fie certificate metrologic o dată în an. Pentru o parte dintre radare, termenul limită de verificare a expirat încă în luna mai, iar pentru celelalte în iunie. Pentru certificarea tuturor dispozitivelor de măsurare a vitezei sunt necesare aproximativ 150.000 de lei. Copaci doborâți, mașini distruse și circulație blocată sunt consecințele vijeliei de ieri seara în mai multe zone ale capitalei. În alte orașe, ploaia a inundat mai multe curți ale blocurilor și terenuri de joacă pentru copii. Tot aseară, un copac a căzut peste un bloc de pe strada Cosmescu din capitală, iar în orașul Ungheni, ploile au inundat mai multe străzi. Potrivit meteorologilor, în următoarele zile nu vor cădea ploi și vor fi temperaturi între 23 și 26 de grade Celsius. Guvernul de la Atena le-a expediat creditorilor pachetul cu măsuri cerut pentru încheierea unui al treilea acord financiar. Autoritățile elene se vor angaja să facă reforme care vor asigura o creștere a veniturilor la bugetul de stat cu 12 miliarde de euro în următorii 2 ani. Noul plan, potrivit textului publicat de Atena, conține, printre altele, majorarea taxei pe valoare adăugată cu 13% pentru bunurile de lux. Compania Volvo a creat un concept revoluționar al scaunului pentru copii care înlocuiește scaunul pasagerului de lângă șofer. Acesta este orientat cu spatele spre bord. Astfel, părintele aflat la volan poate să-și supravegheze mai bine copilul. Printr-o simplă apăsare de buton, scaunul se poate roti, deplasa și înclina, ceea ce îi permite copilului să doarmă cât mai comod în timpul călătoriei. Accident matinal în centrul capitalei. Un troleibuz de pe linia 9 a fost avariat după ce s-a izbit violent din motive deocamdată necunoscute de un semafor. Drept urmare, geamul din spatele mijlocului de transport public s-a spart. Accidentul a creat și ambuteiaje la intersecția străzilor Ismail și Mihail Cogălnicianu. Imaginile ne-au fost trimise de un martor ocular. Dacă și dumneavoastră ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Totodată, mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md. Un weekend frumos să aveți!